Așa am spus-o și în adunări generale, că așa cum nici eu nu sunt logodit pe viață cu AJF Alba, nici parteneriatul cu Consiliul Județean probabil nu va dura la infinit, am presupus încă de anul trecut, un an pe care l-am traversat noi ca Asociație Județeană, pot să spun un pic mai diferit de toți anii pe care i-am avut de când conduc AJF Alba, pentru că știți cum s-a dus acea campanie de alegeri la care i-am spus domnule președinte Dumitrescu că nu o să răspund la provocări și o să vorbesc numai în adunarea generală. Poate și momentul ăla a fost o picătură așa importantă. Personal, eu cred că mi-am făcut din toate punctele de vedere temele de casă, așa cum am pregătit și astăzi pentru conferința de presă în relația cu Consiliul Județean, să vorbesc mereu și când am fost la televiziune și în ziare sau în fața celor de la federație sau oamenilor de fotbal, că datorită lor putem face lucruri grozave pe lângă competițiile regulate care le organizăm cu mult mai multe echipe decât înainte. Și un motiv așa care domnul Dumitrel mi-a spus că să nu-l mai transmit altora, dar îmi cer scuze că o să-l transmit, că au văzut că plec eu de la AJF. Aș vrea să mă întorc la momentul ăsta că plec eu de la AJF, când știți că a apărut și știre la televiziune și în ziarele de sport că mutare șoc la AJF Alba. Eu am hotărât că plec. Acum, ca să fac niște trimiteri. În 2012, domnul Dumitrel zicea că la Progresul Făros sunt mai mulți spectatori decât la FC Unirea. Lucru care a deranjat la vremea respectivă conducerea clubului Unirea. Da, asta e realitatea. Și dacă ați văzut și poze la Bistra, am avut 600 de spectatori, cel puțin la finalele campionatului Munților Apuseni, așa cum ai zis la Sălcioa sau la alte jocuri. Vă spun concret, la un meci Unirea cu Drobeta, turnul Severin, când noi am avut derbiu Europa cu CSO cu Gir, la Europa, la Drâmbar, am avut vreo 700 de spectatori, cel puțin, și la Unirea au fost 124 de spectatori numărați. Eu țin și îs mereu alături de fotbal, indiferent despre ce vorbesc. Și să mă întorc la domnul Dumitrel. În 9 decembrie, a fost o ședință de Consiliu Județean. Eu în septembrie, după finalele Munților Apuseni, unde a fost prezent și domnul Roman, am explicat că banii nu ajung și că ne trebuie o suplimentare la rectificarea de buget de vreo 50.000 de lei. M-am dus la domnul Dumitrel, la fel sec, ăștia-s banii care îi putem da pe 2000. 14, fără să spună niciodată nimeni că nu va mai continua parteneriatul până nu am văzut ziarul ăsta din 22 și culmea, adresa care am trimis-o în data de 16, când încă eram concediu și mi-am făcut rechemare din concediu, în 15 am fost sunat de Sorina Oprean să dăm raportul și eventuala adresă pentru continuarea parteneriatului. Mi-am făcut rechemare din concediu, am făcut de joi pe vineri adresa respectivă. Și nici n-am crezut, dacă am fost întrebați de ei, dacă mai vrem să continuăm, că nu mai vor ei. Bun. În 9 decembrie, la ședința, că asta am făcut o paranteză, ca să vedeți că de atunci am avut un refuz, în 9 decembrie au fost alocați, articol din ziarul Unirea, generozitate din bani publici, CJ Alba a alocat sume suplimentare în valoare de 300.000 de lei, pentru handbal și basket. Ei, asta a fost. Eu am lucrat cu Cristi până pe la 10 seara să pregătim pentru ședința de birou din 10 niște procese verbale și stând târziu aici și urmărind și informațiile din presă, ăsta a fost clicul care m-a făcut să spun că am stat 20 de ani degeaba la Alba și am venit cu plută, așa cum au zis franții, și că mai bine să mă întorc la familie, la Cluj, unde probabil i-am neglijat multe zile sau mulți ani din viață. Și nu o să mai detaliez momentul ăsta, dar de-aia am hotărât să-mi iau o perioadă de concediu până în 16 ianuarie și să meditez la ceea ce am scris atunci. Ceea ce nu mă face niciodată să fiu laș, cum am spus, să las corabia sau să
voi fi tot timpul ultimul care sting lumina, și am spus și la Damian și la Nichimi și înainte, pentru că mi-am adunat în jurul meu oameni deosebiți, oameni care apreciază ceea ce fac și eu apreciez ceea ce reușesc să fac împreună cu ei, și aș fi, așa cum am zis, de Consiliul Județean, când mi s-a propus o discuție la Clubul Unirea, am spus, doamne, din respect pentru ce am făcut împreună, niciodată nu o să sar dintr-o barcă într-alta, pentru că o să am un venit mai mare sau o să fiu la alt nivel. Nu. Consider că toți am plecat din curtea școlii, din Deluț, cum îi spune la mine la Ciunga, lângă Cămin. Toți am început fotbalul, indiferent că am ajuns jucători, arbitri sau antrenori de talie, poate chiar europeană. Toți am învățat de undeva să plecăm și cineva trebuie să învețe să existe un bun exemplu și pentru alții, ca să visăm, că avem și viitor. Deci domnul Dumitrel mi-a spus, ca să mă întorc la momentul din 90 decembrie, că au hotărât să încheie parteneriatul, că atunci când au hotărât să intre în parteneriat, a contat foarte mult numele meu de arbitru FIFA activ, adică imaginea asocierii. Eu am venit cu ideea la prima discuție la care a fost prezent și domnul Nichimiș, ca să beneficieze toate echipele de echipament inscripționat și bannere afișate la toate acțiunile oficiale, ca să dăm cezarului ceea cezarului. Și faptul că au gândit așa și acum au gândit că plec și de aia trebuie să încheie parteneriatul, consider că nu-i fair play, pentru că speranțele în parteneriatul ăsta eu mi le-am pus pentru membrii afiliați. Ei, reversul medaliei va veni tocmai de la membrii afiliați. Eu spun numai lucrurilor pe nume și încă o dată spun, îl respect pe domnul Dumitrel ca și om și nu am decât să-i mulțumesc. Hotărârea e luată de Consiliul Județean, probabil s-a orientat spre performanță, spre volei, spre basket, spre handball, spre tenis, dar am și o mulțumire. Adică eu am fost cel care m-a oprit pe drum spre Berghin și l-am abordat pe marginea drumului să facem un parteneriat. Adică am fost pionierii parteneriatelor și de acolo au apărut echipele chiar de alte ramuri de sport, volei, basket, handball, ca să ajungă la performanță. Am și eu un merit, o rotiță mică sau așa, când îți vine o idee bună. Știți că am mai afișat citatul ăsta lui Thompson, ca să nu-l greșesc, îl spun exact. O idee, oricât de valoroasă, nu face doi bani dacă nu o pui în practică. Eu cred că am pus multe idei în practică de-a lungul timpului la AJF Alba și pentru fotbalul amator, vorbim și de alte segmente, nu numai de Liga 4, Liga 5 și așa mai departe. S-au bucurat și de echipament, training-uri, mingi și așa, copii de la școli speciale, copii care chiar au nevoie de mai multă atenție, nu numai de bucuria de a juca fotbal. S-au bucurat copii de la Mănăstirea Dumbrava, de la școlcul de incluziune socială. S-au bucurat fete care au trecut peste ideea preconcepută, poate chiar și a părinților, cum să joace fata mea fotbal. Și bucuria a fost și pentru mine, așa cum am zis, când împarți bucurie, ai parte și de bucurie. S-au bucurat pe lângă asta mulți oameni care au urmărit fenomenul, așa cum am scris în adresă, pe lângă cei 3100 cu aproximație de jucători legitimați cu viza anuală pusă și activi, vreo 450 de amatori, oameni adunați din comune, din satele Munții Orapuseni, care se bucură două luni de fotbal, fete, deci undeva la peste 4000 de jucători activi, să nu mai vorbim de antrenori, arbitri, observatori, comisii de lucru implicate. E un fenomen social, cu atât mai mult cu cât am vorbit și de spectatori și de urmărirea fenomenului fotbal. Chiar dacă e un fotbal amator, eu am zis-o la adunarea generală când l-am avut pe Lupescu prezent, scriam acolo în cuvântul președintelui sau locuțiunea președintelui, fotbalul amator, fotbalul mic din județul Alba, dacă nu greșesc, și am fost corectat. Deci fotbalul mic din județul Alba, așa zis, nu e fotbal mic, pentru că chiar e fotbalul de bază și fotbal amator, care e foarte important în
în existența fotbalului mare sau a piramidei care e creată pentru fotbalul de performanță. Așa că... Care era finanțarea anuală a Consiliului Județean față de fotbal? Până anul trecut am avut 400.000, iar în anul 2014 am avut 300.000. Deci vreo 3 ani am avut 400.000. Am crescut. Deci n-am început cu suma asta, dar înmulțirea numărului de echipe și a membrilor afiliați au dus, plus competiția a apărut, campionatul Munții Oracusen și în 2010 a programului proiect inițiat de Lupescu cu selecționatele județene, o majorare a sumelor și am ajuns cam din 2010, dacă nu greșesc, la suma de 400.000, sumă care anul trecut, în 2014, a fost diminuată la 300.000, fără să cer eu nicio explicație. Explicațiile au venit și m-am mulțumit. Am zis, domnule, asta e suma care e alocată. Și domnul Roman și domnul Dumitrel mi-au spus că la toate sporturile a fost diminuată suma la începutul anului pentru față de anul anterior, că nu știau pe ce buget construit vis-a-vis de guvern se vor baza, dar la jumătatea anului, dacă e nevoie de o suplimentare, se poate discuta de așa ceva. Deci anul trecut am avut 300.000, 2013, 2012, 2011 și poate chiar 2010 am avut 400.000, 2010 nu sunt sigur dacă am avut 350 sau 400.000. Bani din care, așa cum scrie în adresă, noi am subvenționat și, ca să înțelegeți, momentul dificil de final de an 2014, în 2013, în vară, membrii afiliați în adunarea generală extraordinară au hotărât, la propunerea Comisiei Județene a Arbitrilor, au aprobat majorarea indemnizațiilor de arbitraj și observare pentru Liga 4 și pentru copii și juniori, chiar cu sume importante. Iar ca să înțelegeți ce înseamnă, numai pentru returul campionatului, deci ce ar însemna sezonul care îl avem în curs, sunt peste 200.000. Deci mai mult de jumătate din sumă, numai indemnizații de arbitraj și observare pentru toate echipele participante în competiție. Nu mai vorbim de închirieri de teren la Țălnar, la alte acțiuni. Deci numai indemnizațiile de arbitraj și observare se învârt la suma de 200.000 pentru un retur. Sume care vor trebui suportate, așa cum am zis, de echipele participante, care vor merge înainte. Cu câte echipe o să vedem. Crezi că acum, înainte de ședința de mâine a Consiliului Județean, se mai poate schimba ceva vis-a-vis de... Nu. N-am nicio speranță înainte de ședința de mâine, dar mă gândesc că totuși, după ce vor vedea feedback-ul participanților în competiții, poate la ședința din februarie se vor gândi că totuși fotbalul din județul Alba, mai ales la realizările pe care le-am avut, eu apreciez și performanțele și mă duc și la baste. La volei am fost la început și nu mi-au permis programul să mă duc mai des acolo. Dar la basket mă duc cu mare plăcere. Avem o relație extraordinară de colaborare și cu Universitatea 1 Decembrie, cu rectorul Daniel Breas, care și el a fost arbitru la tinerețile lui și acum mai tânăr, ca să spun așa, dar... Din propria inițiativă a venit și în deschiderea cursului SFA de săptămâna trecută să spună câteva cuvinte participanților din alte județe. Avem un parteneriat foarte bun, apreciez și mă bucur, mă vede lumea când mă duc la astfel de evenimente, nu stau să le țin ghină la alții ca să n-aibă rezultate, deci mă bucur că Alba să fie recunoscută, așa cum am zis, prin orice fel de sport, pentru că sportul e cel mai mare ambasador. Deci, și acum, ca să o spun așa, pe șleau, bărbătește cum îmi place mie, cred că noi am reușit să facem mai multă campanie decât au făcut-o toți, indiferent de momentele de alegeri, pentru Consiliul Județean Alba. Și încă